Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și cu un nou invitat. De fapt, o revenire în studiul nostru a domnului conferențier la Universitatea Dr. Cornel Voinceanu. Domnule profesor, bine ați revenit la noi în emisiune. Bine vă revăd, mă bucur de revedere și de reinvitație. Vreau să menționez faptul și de fapt să readuc aminte telespectatorilor noștri pe lângă faptul că dumneavoastră mulți ani de zile ați slujit ca păstor în mai multe biserici. De asemenea, aveți o activitate didactică foarte bogată în cadrul Universității din București, la Facultatea de Teologie Baptiste. Și de ceva vreme conduceți organizația, filiala din România a organizației OM România. Sunteți președintele acestei organizații și, bineînțeles, aveți o experiență destul de vastă în ceea ce privește misiunea. Practic, tema pe care o vom discuta și în seara aceasta. Data trecută am discutat despre misiunea, despre chemarea la misiune, care e profilul misionarului, ce ar trebui să facă, care ar fi așteptările. Astăzi aș vrea să discutăm puțin despre partea practică, de ceea ce înseamnă misiunea creștină atunci când te lovești de anumite provocări, când dai de greu, să spunem așa, dar bineînțeles și mulțumirea, binecuvântarea care vine în urma eforturilor și a lucrării pe care Dumnezeu o face prin slujba misionarilor. Așa că, în mod, să spunem așa, generic, am numit discuția noastră din această seară misiunea creștină între provocări și binecuvântări. Haideți să o luăm cu începutul. În primul rând, haideți să vedem dacă, într-adevăr, misiunea creștină, misiunea de evangelizare, de a merge de la om la om, cuprinde, de fapt, cele două aspecte. Și provocări și, să spunem, mulțumiri, binecuvântări, satisfacții, să spunem, spirituale din această lucrare. Cum o vedeți dumneavoastră ca un om experimentat de ani de zile atât la nivel de evanghelizare personală și, bineînțeles, și la nivel de organizație? Da, evident că ar fi important să ne gândim la dimensiunea asta practică și îmi place focalizarea asta din tema noastră. Că știți cum spune și proverbul românesc, teoria ca teoria, dar practica e mai grea, ca să nu spun așa. Și evident că în acțiunea noastră creștină trebuie să existe dimensiunea concretă, da? Practică, aplicarea mesajului pe care noi îl gândim și îl trăim, cuvântul lui Dumnezeu, un cuvânt care se întrupează, cuvântul s-a făcut trup, spune Scriptura. Ei, întruparea asta, din ce spunem Scriptura, este misiunea. Acum, e o mică diferență între, sau poate fi mai mare, între misiune și evangelizare. Poate că nu e rău să precizăm și lucrul ăsta. Evanghelizarea este datoria noastră de a spune altora adevărul fundamental, adevărul absolut al lui Dumnezeu. Mai ales în cercul de prieteni din jurul nostru, în același context cultural. Misiunea, în accepțiunea bisericilor și a misiologilor în special, înseamnă depășirea cadrului cultural propriu. Dacă eu prezint adevărul Evangheliei în contextul meu cultural, fac evangelizare. Misiunea este să ies din contextul meu cultural și să mă duc într-un alt context cultural unde să mă adaptez acolo acelor oameni care trăiesc în cultura respectivă și să prezint mesajul. Este exact ce spunea Mântuitorul, nu? Când vorbea de mandatul misionar. Voi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt și veți fi martori. Unde? Ierusalim, toată Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Ori, gândiți-vă numai un pic. Samaria însemna deja o diferență culturală radicală, nu? Între iudei și samariteni nu prea erau legături. Așa suntem noi obișnuiți să privim în Scriptură și era adevărat. Și Mântuitorul spune, planul meu conține și mandatul ăsta. Voi ieșiți din contextul vostru cultural și vă duceți acolo, la samariteni. Doamne, dar nu, ăștia nu ne iubesc, nu știu, dar ăsta e planul, vă duceți acolo. Și asta este provocarea majoră, că dacă vorbim de provocări pentru noi în contextul românesc. Și sigur că o provocare fantastică. Să depășești blocajul ăsta a confortului propriu. Hai să încep cu ăsta. Contextul în care te simți bine
și să te duci să te simți inconfortabil, hai să spun așa, într-un alt context. Asta este și o provocare fantastică. Și o bucurie extraordinară. Pentru că nu sunt mulți cei care fac așa ceva. Dar eu cred că România este acum în momentul în care va juca un rol fundamental în ce privește misiunea. Misiunea nu numai în propria noastră țară, ci misiunea în toată Europa. Pentru că România are cei mai mulți credincioși evanghelici. Există starea asta așa de lâncezeală. Nu vreau să supăr pe nimeni, că nu e vorba de o acuzație, ci o stare de fapt. Nu, e ceva, o nemulțumire, hai să zic, o nemulțumire sfântă, cum spunea cineva odată. Ei, nemulțumirea aia nu se poate concretiza în altceva decât să facem pasul ăsta spre misiune, depășirea granițelor culturale și să mergem în contextul în care noi vorbim despre Hristos altor persoane. Asta înseamnă nu neapărat într-o altă țară, nu? Că în contextul cultural românesc, iată că acum vin marginile pământului la noi. Dar e vorba de alt context cultural, cum ar fi, de exemplu, uite, tinerii generației astea. Ei sunt foarte departe de biserică. Ei nu se mai simt confortabil acolo. Cultura lor e diferită decât ce se întâmplă în contextul bisericii. Și cele mai multe biserici insistă, și nu-i rău, e o paradigmă misionară, dacă o numim așa, un model misionar întâlnit în istoria românească și nu numai. Tot te invită, hai vino, hai, și sunt nenumărate rugăciuni și foarte bine fac părinții că se roagă pentru copiilor. Dar întrebarea rămâne. Cine iese din propriul său confort? Și să meargă la secularizație, aceștia cum se numesc, aceștia care nu mai au o înclinație către Dumnezeu și spre adevăr. Cine se duce acolo la ei? Asta este provocarea foarte mare a misiunii. Și acum, sigur că e greu. Nu este ușor. Na, eu fac lucrul ăsta. Și dacă tot vorbim de secularizați, o să fiți surprinși să vedeți câtă deschidere au tinerii ăștia. Dacă eu mă duc la ei și spun, uite, aș vrea să înțelegem împreună frământările pe care le ai, cum le putem rezolva, cum putem depăși asta, mai ales pe fond de consiliere la ei îmi prinde foarte bine, pentru că, așa cum e de înțeles, ei au foarte multe crize. Și acum merge acolo cu Evanghelia și este fantastic. Mă gândesc la un aspect foarte important apropo de diferența aceasta culturală. Haideți să rămânem în da. Zona aceasta adolescenților care sunt într-adevăr ideologizați, social Correct. Media îi influențează foarte mult și într-adevăr cresc în casele noastre. Da, sunt cei dintre poate binecuvântați la biserică, dar ei nu se mai simt bine în mediu. Una dintre provocările despre care aș vrea să discutăm este exact adaptarea aceasta la generația care vine. Mă gândesc, acum, și dumneavoastră, și inclusiv eu, venim dintr-o epocă de dinainte de Revoluție, da. Am crescut, am fost educați, ne-am simțit foarte bine în anii 90, dacă vă aduceți aminte, o perioadă de glorie, să spunem, a mișcării creștine în România, dar acum, comparându-ne cu ceea ce vine, cu generația aceasta, găsim foarte greu metodele, să spunem, uneltele cu care să ne apropiem de ei. Parcă distanța dintre noi este atât de mare încât noi nu ne putem adapta la nevoilor. Pur și simplu nu îi înțelege, ei clar nu ne înțeleg pe noi și o provocare este bariera aceasta majoră. Ce putem face? Da, foarte bine, foarte bună precizarea. Acum, clar, a fost o vreme când și eu gândeam la fel. Că n-ai ce să faci pentru... Da, s-au dus acolo, mă rog, pentru ei, Domnul cu mila. O să fiți surprins să constatați, că eu am făcut lucrul ăsta practic, tot vorbim de asta, să fiți surprins să constatați că în momentul în care eu las în urmă propriul meu confort și mă duc în universul lor... Vă puteți lăsa, adică toată experiența, toată... ați fost păstor atâția ani. Da. Și să cobor la nivelul unui copil de 13, 14, 15 ani acum? Eu nu zic că mă cobor la ei, mă urc la nivelul. Și mai frumos. Și mai frumos. Nu, ideea care este? Adică nu vreau să le las de la început ideea că ei sunt pierduți și că eu vin să-i salvez. Cam asta era ce vreau să sugerez eu. Evident că există dimensiunea asta unei vieți pe care ei nu mai adună, nu știu ce să facă, sunt pierduți în contextul înțelegerilor culturale și sunt prinși într-o grămadă de ițe ale vieții, ca să nu zic mreje ale răului și așa mai departe. Ițele astea și nu știu ce să facă. Dar eu nu mă duc la ei să îi abordez ca și când, uite, eu știu ce este de făcut. Hai, vin să spun ție ce trebuie să fac. Ni să-i certați. Ni să-i cert.
Aici e sensibilitatea misionară. Te duci acolo și să te identifici cu ei în modul în care să te accepte. Frate Cătălin, o să fii surprins să vedeți câtă deschidere există în universul acestor tine. Eu fac cu ei studiu biblic. Așa ne-a învățat Mântuitorul. Da? Asta e metoda de evangelizare sau de misiune pe care Mântuitorul o zice. Duceți-vă și faceți ucenici. Și ce înseamnă? Încep să citesc cu ei Sfânta Scriptură. La ei acasă, în propriul lor confort. Eu mă duc acolo la ei. Păi, știți cât sunt de încântați? Unii dintre ei erau consumatori de droguri. Ei au acceptat să citesc cu ei Sfânta Scriptură. Pentru că au tot felul de întrebări, tot felul de gânduri în universul lor interior care îi frământă. Și vor să află răspunsul. Puțin sunt cei care m-au refuzat. Și s-au deschis. Deci, în ultima instanță, toată chestiunea ține de mentalitatea celui care se duce, a misionarului. Dacă misionarul procedează ca Mântuitorul, și cum a procedat Mântuitorul? Fac o mică paranteză doar. Vă aduceți aminte de întâlnirea între Domnul Iisus și femeia samariteancă? Iată că vorbeam de diferența asta culturală. Deci Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Sfântul Sfinților, cel mai mare sfânt care există în lumea asta, se duce și întâlnește o femeie păcătoasă, dar păcătoasă rău de tot. Și dintr-un context cultural diferit. Cum a început dialogul între Domnul Iisus și femeia samariteancă? Dacă eram eu, probabil că ziceam, băi, femeie, știu că și nu-i rău. Hai că zic eu ceva să scap de chinul ăla. Nu. Mântuitorul zice, dă-mi să beau. Primele cuvinte. Ia gândiți-vă puțin la impactul emoțional între Mântuitorul și femeia asta. Deci, în legătura aia, Mântuitorul îți spune, uite, eu, tu ai ceva ce eu n-am. Vrei să mă ajuți? Nu vi se pare fantastic? Poate că femeia nu mai avea altceva în afară de găleata aia. Dar Dumnezeu spune, tu ai ceva ce eu n-am, nu vrei să mă ajuți? Vă dați seama care e diferența asta? Mântuitorul nu se duce acolo pe poziția lui care eu știu totul, deși avea tot dreptul să facă asta. El se duce și spune, tu ai ceva ce eu nu am, te rog să-mi dai. Foarte, foarte frumos chestia. Acum nu m-am gândit până în momentul ăsta. Acum îmi dau seama că Domnul Hristos întotdeauna a încercat. Și asta e un exemplu clar. Să pună în valoare ce are omul, nu ce n-are. Că femeia avea o grămadă de lipsuri. Da. Corect, dar noi greșim adeseori că ne adresăm unor oameni care sunt în jurul nostru crezând că noi suntem buni, ei sunt răi. Nu știu dacă asta ajută în misiune. Nu, sigur nu ajută în misiune. Ci ceea ce trebuie să procedăm noi, să facem când acționăm, și asta este chestiunea practică, ne ducem să iubim ca pe noi înșine. Ne ducem de la egal la egal și le împărtășim nevoile și durerile. Și vă rog să mă credeți că generația asta postmodernă sau post-postmodernă, secularizată, tineri aceștia care nu mai vin la biserică, ei plâng cu lacrimi când descoperă adevărul din Scriptură. Că nu e ceva ce le ofer eu, ci ceva ce Duhul lui Dumnezeu oferă ca răspuns la trăirile lor. Este entuziasmant. Știți ce este interesant? Acum când vorbiți, îmi dau seama că sămânța aceea pe care Dumnezeu o pune și spune Eclesiastul despre dorul acela de pe veșnicie, da? Rămâne în inima lor și la un moment dat, atunci când face click, cum spune noi, în momentul când dumneavoastră mergeți, misionarul, se duce și stă de vorbă cu cineva, atunci sămânța aceea pe care omul o are la contact cu cuvântul lui Dumnezeu, atunci și îi descopere Duhul Sfânt, starea și, bineînțeles, nevoia de mântuire. Da. Bun, dar asta s-a întâmplat, mai vorbeam, în toată perioada asta pandemie. Oamenii aveau nevoi diverse, de la alimente până la consiliere, da? Și eu mă duceam la ei pentru că ei mă solicitau. Și mă duceam la ei și le spuneam, uite, am un ajutor pentru tine, dar un ajutor mai mare îl găsim în cartea asta, vrei să citim împreună? Nu m-a refuzat nimeni niciodată. Se spune, nu, lasă-mă, nu trebuie, la revedere. Toți au deschis casa. Și iată, doar în câteva luni acum, de la începutul anului, 3 locuri în București. Am început să citim Scriptura în casele unor oameni. Uneori nu mai ajunge locul în casă și ne adunăm în curte. Că e plăcut și cald afară. Nu știu ce să facem la iarnă. Dar mă gândesc să facem mai multe grupuri. Că o să mai invit și pe alții și să meargă în casele lor și să citim Sfânta Scriptură. Este fascinant. Oamenii vin. Într-o localitate, în Vișina, avem peste 40 de persoane care se adună să citească Scriptura în diferite locuri. Păi nu este un lucru fascinant?
extraordinar. Deci oameni care se strâng în jurul cuvântului lui Dumnezeu și sunt dornici să afle. Bun, dar asta este misiunea. Acum, e adevărat că metoda asta pe care noi o aplicam, pomeneai de vremurile trecute, nu prinde peste tot. Nu te poți duce într-o casă de cultură, hai să zic, faci un program acolo și să... mesaje. Campaniile de evangelizare, vă aduceți aminte. Îmi pare rău, dar nu prea mai prinde, cel puțin în zona asta de sud-sud-est a României. Poate că în alte părți unde sunt mai mulți credincioși. Oamenii nu vin. Nu interesează. Dar nu când neapărat că nu interesează. Interesează, dar lor le este rușine. Povara păcatelor ascunse din viața lor e așa de mare că lor le este frică să meargă într-un context ca ăsta. Tinerii mai ales. Ei sunt așa de debusolați, atâta de mult afectați de criza vieții lor, încât ei nu se duc într-un loc unde e lumină. E ca și când ești murdar pe haine, te duci unde sunt reflectoarele mari. Nu, lasă, stai mai la o parte, cumva. Și atunci, asta e provocarea Mântuitorului. Du-te tu la ei. Mergi tu acolo în contextul lor. Hai că mă duc eu la tine acasă. Ei își relaxează tot universul lor emoțional, nu? M-am dus la ei și sunt pe teren sigur. Sigur. Ei sunt acolo, eu mă duc și ajut pe ei să descopere ceva. Și este un lucru extraordinar. Asta înseamnă misiune, asta înseamnă depășirea granițelor culturale. Asta înseamnă să duci universul lor. Să te identifici cu ei. Da, pornești de acolo. Vezi ce au, ce n-au, ce chinuie, ce nu-i chinuie. Să-i asculți. Am răspuns, să-i asculți, evident. Că e foarte important să-i asculți. Cu atitudinea aia, mă întreba cineva și mai erau discuții de astea. Cum tu, profesor, te duci acolo? Pe mine nu mi se pare deloc așa o problemă. Din potrivă, pentru mine este un lucru extraordinar să văd că teoria mea prinde rădăcină într-un context sau altul. Și este fascinantă ideea. Mi-aduc aminte că și un bărbat la care am mers eu frecvent, i-am dus Sfânta Scriptură, nu știa nimic, am început să citim. După aceea a descoperit și el pe internet, a căutat și când m-a văzut într-o zi, zice că vai de mine, zice el, nici n-am știut că tu, un om așa mare, zicea el, eu nu mă găsesc de care, dar așa zicea el, ai venit tu la mine. Vă dați seama, eu zic, măi, stai puțin, că nu-i nicio problemă, adică, na, stai, ți-am lăsat eu să... înțelegi că mă simt inconfortabil, ba nu, dar sunt așa de fascinat. Îmi cer scuze, pare să fie așa un fel de laudă, dar nu asta vreau să scot în evidență, ci faptul că impactul pe care îl putem face în viața oamenilor este așa de mare și așa mare binecuvântare când ne ducem acolo să mâncăm cu ei, să trăim cu ei, să împărtășim cu ei. Deci, practic, odată cu provocarea aceasta, odată depășită, identificarea aceasta cu contextul în care oamenii aceia se află, automat vine și bucuria aceea, satisfacția că lucrarea pe care ai făcut-o acolo are un efect. Sămânța este aruncată, cum spunem noi, pe ugor. Nu știu dacă o să mă creadă multă lume, dar eu... spun înaintea lui Dumnezeu, știți, cu mâna pe Biblie, deși nu-i nevoie să întărim lucrul ăsta, că în viața mea nu există satisfacție mai mare decât asta. Nu am nimic altceva uitând în urmă, o bucurie mai mare decât Dumnezeu și familia, da? Nu există altceva, o împlinire mai mare în toată munca mea decât să văd pe oamenii ăștia cum descoperă adevărul și devin oameni cu direcție clară, cu pasiune în viață, oameni transformați, schimbați, echilibrați, oameni care știu ce vor, copiii lui Dumnezeu. Nu există bucurie mai mare. E dincolo de orice fel de imaginație omenească. Și eu îi provoc pe toți cei care știu ce înseamnă asta, să facă ucenicie. Vedeți, noi am pierdut mult din dimensiunea asta. Da? Să facem ucenici. Noi tot transmitem adevărul de pe poziția aia. Eu știu, hai să spun eu ție ce ai de făcut, cum vorbeam mai devreme. Nu asta este, hai să descopere ei. Hai să citim împreună cu ei, să descopere adevărul. Așa este. Uite, Domnului. De exemplu, citesc Scriptura, să reluăm acum, că a fost până la pandemie și ne-am oprit. Citim Scriptura cu câțiva oameni care sunt... în medii de afaceri, așa cumva mai prins și dimineața înainte de a începe munca, la o cafea undeva, la un loc din ăsta, cafenea, cum se numea, așa, bem o cafea sau un ceai și citim din Sfânta Scriptură. Eu nu sunt acolo, au descoperit și ei mai târziu că am ceva pregătire și asta, dar eu nu sunt acolo ca unul să le spun lor ce să înțeleagă, ci întreb pe ei, citim și întreb pe ei. Cătălin, sunt unii
care n-au citit în viața lor Sfânta Scriptură, care fac niște observații acolo, că eu rămân cu ochii cât ceapele, cum se spune. Absolut uimit de ce observă acolo. Și când îi spun extraordinar, eu nu mi-am putut imagina, dar e adevărat. Duhul Sfânt le descoperă. Așa face Duhul lui Dumnezeu în viața. Câteodată știți, ne mirăm că noi, știți, spuneam, câteodată, datorită, să spunem, experienței noastre și, să spunem, a zecilor de ani de pocăință din spate, la un moment dat ne asumăm interpretarea și zicem, băi, Dumnezeu prin noi lucrează. Dar uite că Dumnezeu se folosește și niște oameni care poate n-au citit, dar le descopere, iluminează și sunt în stare să dezlușească cuvinte. Mai bine decât mine. Deci e copleșitor. Deci oamenii ăștia într-un mod atât de inedit, fără bagajul ăsta de interpretare, cum foarte bine precizezi, că noi rămânem niște tipari. Exact. Sau niște ochelari. Avem noi niște clișeele noastre de zeci de ani. Da, asta se întâmplă. Nu? Cu oricine, că astea sunt limitările noastre umane. Și vine un om care n-a pus în viața lui ochelari din ăștia culturali pe ochi și îți descoperă acolo ceva. Păi rămâi uimit, copleșit. Și spun, fantastic, cum ai putut să gândești așa? Este extraordinar. Și oamenii au atâta bucurie, atâta fascinație să descoperă asta. Eram într-un loc unde citeam Biblia în curte și trecuse ceva vreme și aflase preotul din zonă. Și a venit când eram pe acolo. Cei care erau acolo, eram singurul care, sau nu, încă eram însuțit încă de cineva, dar doar noi doi. Ceilalți erau din contextul oamenilor fără un interes confesional anume. Și una dintre persoanele a zis, părinte, dar oamenii ăștia numai din Sfânta Scriptură și zice că noi numai citim din Sfânta Scriptură și noi toți vedem ce scrie acolo. Haideți și dumneavoastră, zice, să citim împreună, să vedeți ce lucru interesant este acolo. Asta e bucuria aceea despre care vorbim. Să vezi că Dumnezeu așează în sufletul acestor oameni o pasiune pentru adevăr cum nu poți găsi în altă parte. Dacă ne gândim în contrast cu ce tot facem mereu, și nu vreau să fiu înțeles greșit, nu înseamnă că ce facem e rău neapărat, nu că ne adunăm împreună și așa, dar suntem cam sătui și plictisiți de mesaje. Așa este. Nu? Absolut. Unii atâta ascultă mesaje pe internet că duminică se duc la biserică și zic că iar, ca și când mănânci icre de manciuria și duci duminică din nou și în sfârșit. Ori e mai ferice să dai, spune Mântuitorul, decât să primești. Și dacă te duci într-un context și oferi o hrană din asta bază, vorbim metaforic, da? De cuvânt, de înțelegerea a ceea ce are sufletul nevoie, de hrana aia pentru inimă și suflet, nu? Să vezi acolo bucurie. Bucuria și din partea celui care face pasul și din partea celorlalți care primesc acolo. Și asta este misiunea. Dar haideți să vorbim, că ne-am referit la tineri și așa, tot contextul nostru cumva, deși e un pas spre o cultură diferită, dar ia gândiți-vă. Cum ar fi să ne ducem în contextul în care, iată, sunt atâția oameni care vin din alte țări să lucreze la noi? Aici avem o problemă, noi oarecum culturală. Știți că problema aceasta a migrației popoarelor de-a lungul timpului istoriei a creat tensiuni și, da, și discuții. Inclusiv în lumea noastră creștină suntem reticenți a ne uita. Știți, străinul e străin, mai ales că vine, dacă vine din un context musulman, știți că acolo nu toți musulmanii sunt teroriști. Ca să spunem treaba asta, cum unii cred că tot ce vine din Orient vine cu gândul să facă rău aici pe meleagurile noastre. Și avem preconcepțiile noastre cultivate că oarecum așa, de izolare, de conservare a valorilor tradiționale și inclusiv a teritoriului, a familiilor noastre, ceea ce nu e rău. Dar nu suntem deschiși în a comunica cu cei care nu sunt ca noi. Da, hai, bun, înțeleg asta, blocajul celor care se lansează așa într-un soi din ăsta de emigrare, din asta haotică. Dar sunt mulți străini care vin la muncă la noi, cu acte în regulă. Eu întreb, cui pasă de aceștia? Cine vrea să facă pasul spre ei? Pentru că, iată, noi ca români experimentăm genul ăsta, mulți naționali de-ai noștri s-au dus în toate țările Europei. Și ei sunt izolați acolo. Nu e așa că ne doare sufletul? Că nu întinde nimeni mâna spre ei? Și nu este un lucru nepotrivit?
Pe la fel se întâmplă cu oamenii ăștia care vin la noi. Nu-i bagă nimeni în seamă. Dar, din nou, dacă facem noi pasul ăsta, chiar dacă e riscant, ce dacă este migrant și terorist? Hai să iau varianta asta. Dumnezeu nu poate salva și un terorist și scăpăm din lumea de rele? Că e singurul mod din care cineva poate să scape de răul ăsta. Și asta ne învață Mântuitorul, că trebuie să ne ducem la toți. Mântuitorul nu spune că atât de mult a iubit Dumnezeu pe români, încât așa, sau pe, nu știu cine altcineva, toată lumea, inclusiv pe teroriști, dacă e să vezi. Dar minunea extraordinară este să vezi că oamenii ăștia care au niște înțelegeri greșite sunt copleșiți doar de un gest de iubire, că te duci în contextul lor. Să știți că pentru ei, faptul că te-ai dus și ai stat în casa lor, urmat să mă gândesc, e descoperirea lui Dumnezeu. Absolut. Fără să deschizi gura. Absolut. Asta e frumos. Eu am mai povestit și reau exemplul ăsta, că am început să lucrăm ca organizație în contextul celor din Dobrogea, musulmani tătari, turci tătari care sunt musulmani și unii și alții. Și nu este ușor. Dar impactul este copleșitor. Acum câteva zile m-am dus să vorbesc cu o familie de acolo. Oamenii ăștia sunt copleșiți. Le-am dus numai niște ochelari, că nu puteau să citească. Avusesem niște prieteni care au venit, mi-au lăsat niște ochelari de citit. Aici, nu vreți niște ochelari? Lor nu le-a venit să creadă că cineva s-a dus la ei să le dea niște ochelari de citit. Și sunt foarte deschiși. Și am învățat rugăciunea Tatăl nostru. Ne-au pus să ne rugăm pentru ei că au probleme de sănătate. Ai, nu vă rugați? Este fascinant. Și oamenii ăștia au zis că, uite, n-avem niște prieteni în Bulgaria. Nu te duci la ei? Asta era cu ceva timp în urmă, înainte de pandemia. Și zic că mă duc, dați-mi telefonul, mă duc acolo. Am insistat destul de greu, că ăștia nu vorbeau engleză foarte bine, dar mi-au zis să mă duc de Crăciun la ei. Eu, da, încântat, fascinant, mă duc de Crăciun. Dar pentru ei, ăsta era un test. Dacă eu sunt gata să renunț la sărbătoarea creștină atât de importantă, cum știau ei, și să mă duc la ei chiar de sărbătoarea asta. Cătălin, când am ajuns acolo, el zice că ai venit, mirați așa. Păi zic, dar n-am stabilit să venim. Păi da, am crezut că nu vii. Dar de ce să nu vin? Păi da, nu-i sărbătoarea voastră de Crăciun și așa, importantă. Să petrec împreună cu voi. Zic, eu vreau să merg cu voi. A, gata, a fost copleșitor, exact cum spui. Deci pentru ei gestul ăsta a însemnat deschidere fantastică. Gata, zice, uite, mergem, localitatea aia, că mai avem prieteni. Eu luasem niște cadouri pentru copii, că suntem și noi obișnuiți de Crăciun. Spune-mi, oameni, nu mai am nimic la mine. Nu mă mai duceți în altă parte, că n-am ce să le ofer. Ci că nu, aia nu trebuie. Ci că aia numai să le povestește istoria despre Domnul. Și ca să închei povestea asta, eram la a treia localitate unde m-am dus. Era undeva zona asta mai de nord a Bulgariei, spre Giurgiu, încoace, la noi, mă rog, granița cu România. A treia localitate. Și eram și obosit. Mi s-a părut că oamenii nu prea ascultă ce le spuneam eu, că era traducere din român, din engleză în turcă, că ăștia nu știau deloc bulgara. Și ziceam și eu ceva acolo, păreau să fie total absenți. Am terminat, n-am ținut foarte mult, că am zis că nu. Și o doamnă ridică mâna și zicea, vreau să vă zic ceva. Și îmi traduce cine. Și doamna spune, azi noapte am avut un vis. Cineva în visul meu a zis că sunt Iisus, caută-mă. Și mi-a zis cuvintele pe care le-a spus el astăzi. Și vreau să zic că eu vreau să fiu urmașa lui Iisus. Vai. Cătălin, am plâns ca un copil acolo. Este absolut fascinant. Ce să faci? Simplu. Lași locul tău, confortul tău. Tradiția, obiceiurile, sună urât tradiția. Ritmul ăsta obișnuit de viață, nu? Hai să-l punem altul. Și te duci acolo în contextul lor. Foarte, foarte frumos, extraordinar cum Dumnezeu lucrează. O altă provocare pe care vreau să vă pun în față, și știm asta că am văzut-o și la Domnul Iisus Hristos când mergea prin localitățile din Israel la vremea respectivă, pe lângă Evanghelia pe care o împărtășea cu oamenii, se lovea de tot felul de nevoi. Și primul de nevoile materiale, vă aduceți aminte că a dat de mâncare la o mulțime de oameni și din potrivă a făcut o minune. Dar la un moment dat le spune ucenicilor, dați-le voi să mănânce.
Mergând, și știu că dumneavoastră faceți lucrul acesta, și misionarii sunt primii oameni care se duc în zonele acestea de lucru, și pe lângă nevoia de evanghelie, de mântuire, văd și multe nevoi sociale, probleme, sărăcie, boală. Cum vedeți dumneavoastră misiunea sau lucrarea misionalului în momentul în care e față în față și cu asemenea necesități, cu asemenea nevoie? Pentru că e clar că n-are cum să le satisfacă, deci sunt, indiferent de orice organizație ar fi în spate și cât de mult ar dori să facă, n-are cum să le rezolve toate, dar totuși, cum poate un misionar, sau cum faceți dumneavoastră să îmbinați cât de cât, să spunem așa, la un nivel, să le puteți da și Evanghelie, dar acolo unde e nevoie de o pâine, să puteți oferi și o pâine? Este foarte bună precizare și eu vreau să spun că în înțelegerea mea, misiunea este holistică, se numește, adică cuprinde și aspectul ăsta material, financiar. Așa făcea și Domnul Hristos, ați văzut, când era nevoie de hrană, le dădea și hrană. Eu nu le dau doar alimente, le dau și cuvânt. Sunt unii care zic că nu, noi suntem chemați să spunem cuvântul, nu interesează asta, du-te și fără. E greu pe stomacul gol. Tocmai. Da, greu. Deci am întâlnit comunități de oameni, o să vă vină greu să credeți, dar comunități de oameni în Bulgaria, unde mi-au zis oamenii, uite, noi n-am mâncat de multă vreme, copiii noștri s-au îmbolnăvit din lipsă de alimentație. Păi, îți vine să lași tot acolo. Cum te duci? Ce să te duci să le vorbești? Mai vorbim de educație, de îmbrăcăminte, nu. Mâncare. Deci, baza. Altfel și cu refugiații, n-au ce să mănânce. N-au ce să îmbrace. Ce să duci să le vorbești? Și atunci înțelegerea mea, că așa Mântuitorul este, să acționăm împreună. Cel mai interesant lucru este că banii pentru nevoile astea nu constituie o problemă pentru Dumnezeu. Nu? Cea mai serioasă problemă este cea legată de omul care să fie gata să se ducă și să pășească prin credință. Asta era ideea. Unde scrie în Biblie că ar zice Dumnezeu, caut bani și nu găsesc? Da? Am întrebat asta undeva și unii au zis, știu unde, în Ezechiel. Nu, se spune caut un om și nu găsesc. Resursele materiale sunt extraordinare pentru Dumnezeu. Sunt nelimitate. Și El ne oferă. Dacă suntem gata să facem lucrul ăsta. Și eu să vă spun simplu cum s-a întâmplat, de exemplu, cu mai mulți ani în urmă, nu e vorba de istoria mai recentă, una mai îndepărtată, când m-am dus într-o comunitate de romi, extrem de săraci, undeva în Vrancea. Și acolo erau așa de săraci, oamenii n-aveau ce să mănânce, se duceau și furau. Era școală pentru așa ceva. Și am început acolo misiune. Primul lucru care m-a șocat a fost după ce eram așa de încântat că mulți au zis că vor să-L urmeze pe Domnul, vine o doamnă și îmi spune, păi, eu l-am primit și eu pe Domnul Iisus, dar ce să fac de acum? Am 7 copii. Păi zic, citiți din Scriptură și uite, credeți că Domnul nu zice, dar ce să le dau să mănânce? Păi zic, dar până acum ce le-ați dat? Că din furate. Deodată am fost, descumpănit, nu știam ce să fac. Bun, am zis, hai să vedem, stai puțin. Hai, uite că încercăm să găsim câteva modalități de ajutor. Da. Imediat după asta, și ăsta este principiul pe care Domnul îl tot indică. Proverbul zice, nu da omului numai pește, învață-i să pescuiască. Da? Dar principiul ăsta este, hai să îți dau o mână de ajutor ca să știi după aia ce să faci. Și asta am făcut, Cătălin. Bine, au fost oameni care au oferit alimente pentru o vreme, dar împreună cu ei după aia. Am început să lucrăm. Mi-am întrebat, ce știți să faceți? Mulți mi-au zis că știu să facă cărămidă arsă în cuptor. Au făcut cărămidă aia acolo, de până a venit integrarea în Uniunea Europeană, au vândut cărămidă acolo. După aia au găsit alte forme. Dacă mergi acum în localitatea aia, să vezi că acolo așa e de dezvoltată localitatea, că nu ai unde să mai găsești loc pentru mașină. Case și alte. Nu numai case, dar mașini. Și au făcut PECO propriu, cum se numește asta, stații de alimentare, benzină acolo. Atât de mare binecuvântarea pe care Dumnezeu, materială, pe care Dumnezeu a dat-o comunității aia, care au devenit jumătate din localitatea, cum sunt oameni credincioși.
Asta e, și bine precizată ideea, asta este provocarea misiunii. Dumnezeu spune, nu luați cu voi traistă, duceți-vă, eu voi purta de grijă și de mâncarea voastră. Păi ăsta e pasul credinței misiune. Du-te și Dumnezeu poartă de grijă. Sunt oameni care îmi dau, și acum mașina mea e plină. Oamenii zic, uite, dacă ai nevoie de asta, frate, ia-le cu tine. Și oamenii, nevoile sunt mari și încep cu asta și binecuvântarea este mare. Pentru că după aia sunt și alții deschiși să facă lucruri interesante pentru ei. Și deodată aspectul ăsta financiar, material, nu mai este o mare prioritate. Dar este important în accepțiunea mea. Ori asta e încrederea pe care ar trebui să o avem în Dumnezeu. Și bisericile sunt blocate, cred, în ideea asta că nu avem bani să facem asta. Am face noi, dar nu avem bani. Nu, problema nu este aia financiară, ci problema este de credință în Dumnezeu, de a ne duce încolo. Cu puținul ăla pe care îl avem, ne ducem acolo. Dumnezeu înmulțește, nu știu de ce nu crede minunea asta, cele 5 pâini și cei 2 pești, atât de mult încât să ajungă la un număr de 5.000 de bărbați, cum zicea Scriptura, că erau acolo. De ce să nu credem lucrul ăsta? Și el face asta. Atunci, asta este toată provocarea. Eu nu mă gândesc atât de mult la, vai de mine, dar de unde să iau eu resurse? Vai de mine, dar cu ce să le dau să mănânce? Nu, cu puținul ăla pe care mă duc acolo și Dumnezeu, într-o formă sau alta, îl multiplică. E minunea pe care el o face. Să nu fiu înțeles greșit, că nu cad pâinile din cer. Dar este o metodă pe care Dumnezeu o aplică și într-un mod natural, că sunt alții motivați să ofere. Oamenii găsesc și alte modalități de implicare să producă ei, la rândul lor, cele necesare pentru viață și asta este binecuvântarea pe care Dumnezeu o dă. Așadar, dacă vrem să curgă binecuvântarea, deschideți robinetele. Lăsați să curgă binecuvântarea. Ce înseamnă asta? Că din banii pe care adunăm la biserică, să punem procent pentru misiune. Cineva să se ducă încolo. Dacă nu deschidem robinetul ăsta, se oprește binecuvântarea. Ne chinuim. Și așa știu anumite biserici care de-abia reușesc să-și susțină financiar lucrătorul, păstorul sau ce este el acolo. Păi nu-i normal. Nu-i normal, e lipsa binecuvântării. Eu obișnuiam să spun asta fraților și surorilor pe care întâlnesc, cu banii pentru misiune e ca și cu robinetul de apă de acasă. Te duci acasă, deschizi robinetul, e apă. De unde vine apa aia? Nu vine din perete, nu? Ai fi, da, nebun să crezi că vine din peretele tău. Nu, e pe niște conducte și ajunge undeva într-un rezervor. Și dacă deschizi robinetul, apa curge. Și rezervorul ăla oferă binecuvântarea pe care, dacă ții robinetul închis, nu ai binecuvântare. Ăsta e robinetul misiunii, dacă vrei, care trebuie deschis. Bisericile care vor să vadă binecuvântarea financiară a lui Dumnezeu să acopere toate nevoile României, dacă vorbim așa, e încrederea că Dumnezeu poate să facă lucrul ăsta. E o încurajare foarte mare și pentru noi aici, în contextul lucrării noastre, ceea ce mi-ai zis. Dumnezeu vorbește prin gura dumneavoastră și către noi și către mine de data aceasta. Încerc să aplic ceea ce a spus acum și la lucrarea noastră de media. Eu cred că oriunde, inclusiv personal, eu am avut și eu multe bătălii și lupte, dar eu pot să certific și cine vrea să verifice n-are decât că în momentul în care mi-am deschis mâna spre susținere misionară, Dumnezeu a binecuvântat lucrarea într-un mod incredibil. Confirm lucrul acesta și... Dar știți cum e? Când mai vine încă o confirmare, știți cum uitesc că Dumnezeu vorbește și în timpul emisiunii. Da, Dumnezeu vorbește în orice vreme. Slavă Domnului! Domnule profesor, acum, ultima provocare pe care vreau să vă pun în față este legată de rezultate. Știți cum e? Misionarul și dumneavoastră, vă zbateți, călătoriți, duceți toate cele... cu putință acolo unde mergeți, dar știi, câteodată obosești și vezi și te aștepți ca rezultatul, bucuria, lumea să se pocăiască, să se întoarcă, să fie dornică. Nu întotdeauna știu că se întâmplă să ai rezultate, să ai, să spunem așa, poate o biserică, un botez, ceva care să zică, uite, domne, pot să fiu mulțumit că văd defectele. Uneori durează ani de zile, poate chiar după
trecerea neființă. Sunt misionari care nu și-au văzut rezultatele în timpul vieților, ci după ani de zile au venit alții și au mai adăugat și au cules, să zicem, din roadele muncilor. Cum vedeți asta? Că și asta e o provocare, că la un moment dat muncești, dar zic, băi, dar ce se întâmplă? Câți oameni se pocăiesc? Da, știu. Vine dezamăgirea sau oboseala? Noi suntem focalizați pe obținerea rezultatelor. Și este foarte adevărat că în misiune, cine se fixează în rezultate, se descurajează foarte repede. Dai cu totul de pământ, te duci. Dar, cum spuneai foarte bine, asta m-a impresionat și pe mine mai în tinerețe când citeam biografii ale misionarilor. Măi, să stai 50 de ani într-un loc, să te pui mărturia despre Dumnezeu și nimeni să nu se întoarcă la Dumnezeu. Mie mi se părea nebunie. Mă gândeam, cum ar fi eu să lucrez într-o biserică și nu se întâmplă nimic. Până stau 5 ani, stau 10 ani, dar după aia nu te duci în... Da, unde vezi cu ochii. Nu e ca la o afacere, acolo este bagi bani și te să scoți ceva, da. Ca să faci profitul. Da. Dar Dumnezeu profitul cred că e... Revoluția pe care Dumnezeu a făcut-o în viața mea și de aia sunt relaxat, este să înțeleg că bucuria mea nu este legată de rezultate, ci bucuria mea e legată de credincioșia pe care o am. Eu am fost chemat de Domnul nu să obțin rezultate, ci să spun adevărul ascultând de El. Și atunci eu, dacă îmi fac datoria, sunt bucuros în calea afară de mult. Că mi-am făcut datoria în ascultare de Dumnezeu. Rezultatele sunt în mâna Lui. El aduce rezultate. Și știi care este lucru fantastic? Parcă atunci când nu te aștepți rezultate, atunci se întâmplă. Atunci când nu te gândești că se întâmplă ceva acolo, exact atunci se întâmplă. Când ți se pare că totul merge fantastic, gata, iată, lume mult acolo, parcă acolo nu se leagă nimic. Dar în contextele în care am lucrat până acum, eu m-am dus simplu să le spun oamenilor, uite, asta e ce puteți descoperi despre Dumnezeu. Și Dumnezeu a făcut lucruri fantastice. Dar e meritul Lui, nu al meu. Eu nu pot să mă laud prea tare. E adevărat că și în contextul misiunii, acum eu m-am înțeles cei din OEM internațional, că misiunea în care lucrez în România, că este o organizație internațională și este o ramură a lucrării în România. Deci este OEM în România, nu OEM România. Și noi avem organismul ăsta internațional și este fascinant că și aici este diferență culturală. Vai, ce interesant este să vezi cum gândește unul de prin... aseară am avut o rugăciune prin Zimbabwe și prin Zambia și așa. E foarte, foarte antrenant. E ca și când sunt în cer și experimentez bucuria de a fi acolo împreună cu oameni din toate locurile, din toate zonele lumii. Dar discutând acolo cu ei, am înțeles că, de fapt, asta este ce ne cheamă Domnul să facem, să prezentăm adevărul și El aduce rezultatele. Și eu tot am insistat, nu-mi cereți rapoarte cu ce am făcut. Ce rezultate sunt, iartă-mă. Cu ce am făcut, da. Corect, am greșit eu. Nu-mi cereți rapoarte cu ce rezultate am obținut. Cereți un rapoarte cu privire la ce am făcut. Și au înțeles asta și să știi că e mare bucurie. Eu zic, ok, asta e mandatul, asta e ce ne cheamă Domnul să facem. Un american zice, tot la întâlnirea de ieri, păi eu sunt singur aici în zona asta care e interesat de musulmani, că nimeni nu vrea să... Dar zic că nu contează, mă rog, cu voi. Și aștept ca Dumnezeu să facă ceva în contextul ăla. Credincioșia pe care el o manifestă acolo în contextul ăla înseamnă foarte mult, înseamnă enorm. Și asta este ce ne cheamă Domnul să facem. Și asta e bucuria mea. Asta e realizarea mea. Că pot să slujesc acolo. Rezultatele sunt în mâna lui Dumnezeu. Și dacă El vrea să se întâmple imediat sau mai târziu, oricum, El o face la vremea Lui. Slavă Domnului! Uitați că, până la urmă, deși bariera aceasta în calea misiunii se poate trece cu ușurință atunci când înțelegem într-adevăr că ascultarea de Domnul face mai mult decât orice rezultat și orice așteptări ale cuiva, dacă vorbim cifre. Știți că noi suntem obsedați de cifre, de rapoarte, de procente, de tot felul de statistici, pentru că, na, omenește, lucrăm cu lucruri măsurabile, cu obiecte care le putem vedea. Dar aici revin la ceea ce a spus la început emisiunii, că lucrarea de misiune este o lucrare de credință, o lucrare a credinței. Mergi prin credinței și tot ce înseamnă, inclusiv rezultatele acestea, vin. Și este cea mai mare, sau hai să pun altfel, misiunea reprezintă domeniul unde forțele întunericului opun cea mai mare rezistență. Da? Cea mai mare bătălie se duce pe terenul ăsta.
nu e doar credință, ci este credința care întrece anumite limite. Credința în luptă. Credința în luptă, foarte bine spus. Că e o bătălie cumplită. Parcă Împărăția Întunericului nu este atât de mult deranjată de faptul că ținem programe super frumoase, tot felul de alte, comunicări de un fel sau altul. Dar dacă te duci în misiune, să vezi cum deodată se tulbură. Practic este lucrarea aceea, foarte frumos a spus, din care ia oameni pierduți și aduce în turma Domnului Hristos. Da. Oameni care, practic, la momentul respectiv poate n-au nicio speranță de veșnicie, cu Domnul, îi aduci la speranța de viață veșnică. Da, asta este elementul foarte bine precizat. Ascultarea de Dumnezeu și dependența de El sunt cele două aripi ca ale unui avion în misiune. Ascult de Domnul și depinde de El. Asta cu dependența de Dumnezeu, dacă tot ați amintit, e un cuvânt de care mă feresc și, aș spune, că ani de zile m-am luptat cu ideea asta și acum nu pot să spun că mă simt foarte stăpân pe sine când vorbesc. E greu să înveți să fii dependent de Dumnezeu. E foarte greu. Dar ăsta este un pas imediat al credinței. Da? Să trăiești 100% dependent de Dumnezeu. Adică fără să-ți asiguri tu anumite lucruri cum suntem noi obișnuiți. Da. Și lucrarea de misiune este practic un exemplu. Practic. Noi devenim și noi români așa mai... care-i termenul corporatiști, așa, exact. Da? Dacă facem pronosticul, exact, facem calcule. Exact, bugetul, hai să vedem. A, nu, planul. Dacă n-am buget, nu mă bag. Nu, Dumnezeu nu are nevoie de buget. Asta, iar. Sau hai să zic, Dumnezeu are deja bugetul făcut. Și acolo scrie, da, e posibil. Alocat. Doar trebuie să contez pe bugetul lui, nu pe al meu, și să spun, eu mă duc acolo chiar dacă nu am resursele astea. Păi de astea sunt cele mai mari binecuvântări în misiune. Asta spun toți misionarii. Că deși au avut resurse puține, s-au angajat împreună cu Dumnezeu și Dumnezeu a binecuvântat. Nu înseamnă că nu e greu uneori, dar provocările sunt mari. Ori dependența asta este ceva caracteristic tuturor oamenilor mari ai credinței din Vechiul Testament și Noul Testament. Ascultarea și dependența de Dumnezeu. Avram, când a fost chemat, a ascultat fără să știe unde se duce, fără să aibă nu știu ce fel de bogății, ci doar Dumnezeu a spus, eu sunt cu tine. Slavă Domnului! La încheiere, dacă aveți un verset, un gând de încheiere pentru toți cei care ne urmăresc, spunând un lucru foarte important, dacă emisiunea asta sau discuția noastră din seara aceasta ar fi numai doar pentru noi aici în studio, tot ar fi extraordinar de utilă, pentru că personal mie Dumnezeu mi-a vorbit prin gura dumneavoastră și slavă Domnului pentru lucrul acesta. Mesajul meu este următorul. Dumnezeu pregătește România pentru o lucrare senzațională pe care o va face în sensul misiunii. Mă rog și cred că Dumnezeu va face ca bisericile să se trezească, dacă e cazul, sau să fie reorientate, sau să capete pasiune, înflăcărare, pentru a face pasul ăsta, pentru a merge la alte culturi, pentru a ieși într-un alt context. Fie să plantăm biserică într-o zonă sau alta, fie să ne apropiem de oameni care sunt din categorii culturale diferite. Sunt tot felul de persoane prinse în mrejile păcatului. Cine se duce spre ei? Fie că vorbim de oameni din culturi diferite, din țări diferite care vin la noi, fie că trimitem pe misionari în alte țări ale lumii. Asta este provocarea și miracolul pe care Dumnezeu îl va face între noi, între bisericii din România în perioada asta de timp. Stimate domnule profesor, frate Cornel, vă mulțumesc foarte mult pentru discuția din seara aceasta. A fost o bucurie să stăm de vorbă pe tema aceasta, practica misiunii, a lucrării de identificare, de valorificare a ființei umane, a ceea ce înseamnă ceea ce Dumnezeu ne-a trimis. Vă mulțumesc foarte mult! Cu mare drag, Dumnezeu să ne binecuvinteze! Stimați prieteni și dumneavoastră, vă mulțumim, vă salutăm și ne bucurăm că și de data aceasta ați fost împreună cu noi. Vă mulțumim că ne-ați primit în casele dumneavoastră. Noi de aici vă urăm o seară binecuvântată. La revedere!